Sunt în nopți albe și zile negre acum în viața ta. Și ai vrea să poți schimba ceva, să faci ceva, să fii altcineva, da. Cum pula mea să reușești când vezi că nimic nu iese bine și nu găsești nici măcar un gram de noroc în loc de drog pentru tine vine. O nouă zi cine poate ști cum va fi, dar tu nu mai speri când vezi că totul e la fel. Încep să crezi că și mâine va fi la fel ca și ieri, ca și ea, și încep să spui că nu-ți pasă. Doar ca să poți trece peste problemele care nu te mai lasă și te apasă când acasă găsești aceeași atmosferă de căcat, mă, ta supărată, dar tu beat o să te fac să te simți vinovat. Când de fapt e vorba de bani și știi că n-ajung, îi porți degeaba în gând. Așa e, când ai bani vrei bani, când ai bani vrei mai mult. Până când să te întrebi, până când să înduri, până când să tras, să bei, să fur, până când să te trezești dimineața și să începi să înjuri pe ceilalți care doar te condamnă pentru ce faci, cei dragi devin străini și nu-ți mai sunt apropiați. Acum pe față vorbesc, pe la spate bârfesc, una zic și alta gândesc și doare să vezi pe fețele lor acel zâmbet fals și pervers. Acest vers ți-l dedic doar dacă înțelegi ce zic. Dacă din tot ce ai cel mai scump lucru nu costă nimic. Dacă ai simțit într-un timp că toată lumea te privește, dar toți trec pe lângă tine și fiecare om te ocolește. Este o lume plină de rechine și doar un pește. Păcam ești. Degeaba tot încerci să scapi, nu poți să fugi de toate aceste gânduri ce-ți fac nopțile prea lungi. Aceleași necazuri, căcaturi, aceleași porcării, te simți de parcă ai trăit. Văzulică! Bă, tată, nu putem să dăm la toată lumea 2000 de ori pe zi spălări gratis, înțelegi? Păi, tata... Băiatule, ce-i cu tine, bă, că în fiecare zi tu rupi ceva, strici ceva, distrugi ceva? Știu că i-am promis lui sora mea că te angajez, că să-ți faci un viitor, când la noi astea... Băi, tu ne bagi în faliment, bă. Înțelegi? Da. Îmi pare rău. Îți iei toate lucrurile și te duci acasă. Și dacă ești bărbat, nu lași pe sora mea să mă roage să te primesc înapoi. Ai înțeles? Hai, strângeți lucrurile și dă-i drumul acasă. Da, da. Treaba asta nu rămâne așa. Ce sunt eu? Prostul lui? Vezi ce larg pe fraier. Îi dau foc la spălătoria aia de căcat. Dar dacă îi dau foc, nu mai e? Și unde mai lucrez? Poate pun pe cineva să-l bată. Pe cine să pun să-l bată? Dacă îl bate prea rău. Și dacă află Elena? Ce dracu m-am ajuns să-mi bag cumnatul? O rezolv eu mâine, ce pula mea. Suntem aproape rude. Ce foame m-a luat. De ce nu dormi? Mi-a arătat azi o colegă unde și-a făcut ea luna de miere. În Balcic. Unde? În Baltic, mă, ești surd! Probleme din astea cu somnul n-am mai avut de mult. De 6-7 ani. Din liceu. Era treaba aia dinainte de bac. Mergem să luăm ceva de mâncare? E prea târziu și nu cred că vrei să ai o mireasă grasă. Probabil că nu. Ai văzut cât de fit trebuie să fiu ca să încap în rochea aia? Și încă n-am găsit o pereche de pantofi care se potrivească. Ți-am trimis variantele de meniuri pe mail. Te-ai uitat? Mă uit bine la muncă. Mă să-mi la cel mai ieftin. Ăla de 60 l-ai fără băuturi. Doar cu antreuri și pește.
Pe noi ăla de la 80 în sus ne interesează. Dar e mult, mă. Nu putem să venim noi cu băutura? Cum e mult, mă? Cum să fie mult, chitrosule? Odată mă mărit. Păi dacă ar fi după tine, am face nuntă aici, în bucătărie. Nuntă cu chipsuri, alune și biscuiți. Nu, nu mi-a fost așa de foame în viața mea. Am jefuit o brutărie. Ce? Seara aia de dinainte de bac. Am șefuit o brutărie cu-n tovarăși. Ne era foame rău, cam cum ne e acum. Și am zis să spargem brutăria aia din cartier. Păi de ce să șefuiți o brutărie? De foame, ne era foame. Vroiam pâine. Și cu cine ai făcut asta? Cu-n tovarăși de-al meu bun de atunci. Nu ne permitea nimic, nu munceam. Eram rupți în cur. Făceam numai lucruri dubioase. Atacul ăla de la brutărie a fost un lucru de-asta, dubios. Hai în pat, că mi-e somn, hai să ne culcăm. Mie nu mi-e somn, stai jos. Povestește mai multe. Dar nu-i nimic de povestit. Ați avut succes? Într-un fel, adică... Brutarul ne-a dat pâinea înainte să o luăm noi de la el. Cum adică? Brutarul era cam obsedat de muzica clasică. Și când am ajuns noi acolo, asculta un disc. Ne-a propus o combinație. Ce combinație? Să ascultăm cu el discul ăla și ne dă câtă pâine vrem. Asta ne-am gândit puțin, am zis de ce nu. Am băgat cuțitul în buzunar, ne-am dat jos măștile, am tras două scaune și am ascultat muzica aia cu el. Într-un fel ați muncit. Nu, da, dacă ne punea să spălăm vasele, jefuiam clar, dar așa... Am ascultat cu el sonata aia de 15 ori și aia a fost. Acum dacă stau să mă gândesc... Cred că mai bine luam pâinea, banii și plecam. Mai pierdeam timp. De ce? Nu știu care. Au început să se întâmple tot felul de chestii. Te-ai cunoscut pe tine, mai târziu am început să lucrez. N-am mai făcut niciodată chestii de genul. Hai în pas să ne culcăm, că-i târziu. Stai jos! Asta e tot? Da, asta e tot. Nu, nu asta e tot. E ceva ce nu-mi spui. Ce s-a întâmplat cu prietenul tău? Ne-am mai văzut o perioadă, după aia deloc. Din cauza jafului nu v-ați mai văzut? Da, el a luat bacul, eu n-am luat bacul, am rupt legătura, ce nu înțelegi? M-am gândit că am greșit undeva. Poate dacă nu făceam chestia aia, nu picam bacul. O știi pe mătușa mea, Barbara? Nu. Aia, mă, care e clar văzătoare. Am fost eu într-o seară la ea mai demult, când eram noi la început împreună. Și mi-a zis... O să ai probleme cu el. E ceva din trecut care îl urmărește și te va afecta și pe tine. Nu e de tine, băiatul. Dacă stai cu el, o să fii înconjurată numai de necazuri. Și acum, în sfârșit, mi-am dat seama ce e. Ce? Cum ce e, mă? Ești blestemat! Te-a blestemat și pentru că suntem împreună, blestemul ăsta mă afectează și pe mine. Ai fi fost pe drumuri acum dacă nu mă cunoșteai pe mine. Sau mai rău. Mai rău, acum port și eu o parte din el. S-a înjumătățit. Trebuie dezlegat. Hai mă, că nu cred în căcaturile astea. Cum să fie căcaturi, mă? Nu sunt căcaturi. Ia gândește-te, cât de greu ți-ai găsit un job, va pica de 3 ori, fără facultate... Era
treaba asta nu poate să rămână așa. Oamenii care nu cred în blesteme nu scapă niciodată de ghinion. Bine că a stat ani de zile cu chestia asta pe cap și eu nu înțelegeam de ce ne merge așa rău. Lasă că o rezolvăm noi rapid și mergem acasă. Dă-mă jos. Ce are? Dă-mă jos să ne vede cineva. De la tata. Muncea cu el la tir când era mic. Mi-a lăsat o mie. E cu gloanțe? Păi tu ce crezi? Oprește mașina. Elena! Fui-mi bine și ăsta. Asta nu e o vrutărie. Lasă-mă câteodată mai faci și compromisuri. Oricum au și pâine. Da, bă, dar n-am tras în viața mea. O țin mână și în momentul în care intrăm și îi zic bună seara, bine ați venit, bla bla bla, le bași pușca în nas, ai înțeles? Păi, da, mă, da. Ia. Pune-ți asta. Ce crezi că trebuie să le cerem? Nu știu, bă, că eu nu cer ce se întâmplă aici. Nu, ne uităm meniu și zici de ce ți-e poftă, da? Hai! Hei, Elena! Hai! Elena! Elena, stai așa! Chiar trebuie să facem asta? Normal că trebuie. Băi, Elena, stai, mă! Nu ești cu nume, ești nebun! Bă, ce contează dacă zic cu nume? Hai acasă! Nu mergem nici în acasă, rupem blestemul ăsta acum! Hai! Mâinile sus! Nu mișcă nimeni sau următorul vostru drum va fi la morgă. Bună seara! Vă dăm toți banii. Din păcate, au colectat totul la 11 și nu sunt prea mulți. Trage obloanele și închide semnul cu deschis. Nu avem obloane. E un fast food care e deschis 24 din 7. Bine, mă, hai, taci din gură! Dă-ne 2 lipii de curcan la plită și... Cu ce vrei? Big Burger. Și 2 Big Burger la pachet. Niciun ăla și dă-ne și 2 pungi de pâine de acolo. Hai, mă! Hai mai repede. Luați banii, puteți lua mâncare din altă parte. Nu am găsit în altă parte. Ai face bine să faci ce zice. Și 2 doze de cola, de Pepsi. Mirele și-a fracturat piciorul și era cât pe ce să fie electrocutat. Pompierii au venit la fața locului și au reușit să recupereze berighetele împreună cu pisica speriată. În alte știri, 10 șaurmerii au fost jefuite noaptea trecută în capitală. Incidentul este cu atât mai ciudat cu cât cei 2 jefuitori nu au luat banii. Au fost furate 44 de șaurme de pui cu de toate,
31 de șaorme de vită, 40 de hamburgeri, 37 de porții de cartofi prăjiți, 14 doze de Pepsi, o cola și 10 pungi pline de chifle folosite pentru burgeri. Paguba se ridică la suma de 2874 de ron. Autoritățile nu au încă o explicație pentru ceea ce, cu siguranță, va rămâne în istorie ca noaptea neagră a șaormerilor. Aceleași necazuri, căcaturi, aceleași porcării, te simți de parcă ai trăit mereu aceea zi și degeaba tot încerci să scapi. Nu poți să fugi de toate aceste gânduri ce-ți fac nopțile prea lungi. Aceleași necazuri, căcaturi, aceleași porcării, te simți de parcă ai trăit mereu aceea zi și degeaba tot încerci să scapi. Nu poți să fugi de toate aceste gânduri ce-ți fac nopțile prea lungi. Acum cine te vede crede că ești nebun, ervite încep să cadă la pământ că mă auzi când îți spui tași ceilalți că vorbesc singur pe stradă. Eu sunt doar o voce ai vrea, dar nu poți să mă alungi. Tot eu te pun pe gânduri și-ți fac nopțile prea lungi. Iar atunci când ai vrea să dormi, măcar să țipești, te fac să te gândești greu când nu găsești pentru ce să mai trăiești. Când primești doar vești proaste și nimeni nu te înțelege, când vezi că femeia care a stat cu tine atât de mult vrea să plece. Păi de ce? Pula mea cum pula mea, cât pula mea să stea lângă tine, cât te suspine. Nici ea nu mai crede când spune că totul va fi bine. Cât a fost bine, a fost cu tine, la greu nu ține, te lasă o altă târfă proastă, spune destul și pleacă acasă. Tu spui lasă, va trece tot, dar se întâmplă iarăși atâtea faze de căcat din partea falcilor tovarăși. Vezi că toți din jurul tău sunt plin de venin, tu plin de chin, într-un declin de plin, mai doar un suspin, mai vin. Oare frățioare, multe zile amare, ai fi vrut un alt scenariu pentru filmul vieții tale? Și o rază de soare care să-ți arate altă cale, dar speranța moare, doare din ce în ce mai tare. Și cu toate că poate știi că trebuie să le uiți pe toate, te gândești mereu de ce, oriunde dai, dai numai de aceleași necazuri, căcaturi, aceleași porcării, te simți de parcă ai trăit mereu aceea zi și degeaba tot încerci să scapi. Nu poți să fugi de toate aceste gânduri ce-ți fac nopțile.